O mașină aparținând Ministerului Apărării de Interne și o utilitară a SMURD au fost implicate într-un accident ieri în fața prefecturii din Cluj-Napoca. Martorii la accident au declarat că șoferul din mașina MEAI a fost aparent grav rănit și transportat imediat de o ambulanță SMURD. Circulația mijloacelor de transport în comun a fost blocată, iar traficul din zonă îngreunat. Se pare că autoturismul venea dinspre Cuza Vodă, iar auto-utilitara SMURD se îndrepta în viteză dinspre Mărăști, spre Mănășturi. Actualmente se are în vedere stabilirea mecanismului acestei coliziuni. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a declarat că 3 persoane au fost transportate la unitatea de primiri urgențe pentru investigații.